Astăzi vorbim despre unul dintre ingredientele mele preferate din skincare, și anume acidul hialuronic. Așa fi. În sfârșit a venit momentul să ne ocupăm de această serie dedicată ingredientelor pe care vreau să o fac de un an și ceva. Și este o serie pe care o plănuiesc de mult timp pentru că la un moment dat am fost și eu confuză cu toate ingredientele astea minune care apar în skincare, cu toate lucrurile care se spun despre diverse ingrediente, că e bun, că nu e bun, că face, că drege, că nu știu ce, și la un moment dat eram bulversată și nu mai știam ce să iau, de unde să iau, pe cine să cred, cum să cred, și am zis că n-ar strica o serie din asta în cazul în care vă aflați și voi în punctul ăsta ca mine în care sunteți bulversate. Și dăm startul acestei serii cu unul din ingredientele mele preferate, pe care l-am descoperit în momentul în care mi-am dat seama cât de uscată este pielea mea și care mă ajută mult de tot, și care a fost dus la un rang din ăsta de sanctificare așa, încât pare că o să ne rezolve toate problemele, o să ne crească copiii și o să ne facă și de mâncare acasă, dacă se poate, ceea ce nu e cazul, da? Adică trebuie să avem niște așteptări realiste. Astăzi vorbim despre acidul hialuronic. Aș vrea să-mi lăsați în comentarii ce alte ingrediente sau ce alte componente din astea, din sfera de beauty, vreți să mai atacăm, că o să vorbim și despre vitamina C, și despre retinol, și despre niacinamide, și despre toate cele, adică le am pe toate în vedere, doar să spuneți voi care să fie următoarea în seria asta, care v-ar plăcea să fie următorul ingredient în seria asta și despre care să vorbim, care vă interesează cel mai tare. Acidul hialuronic este un ingredient minune, de care toată lumea a auzit în ziua de astăzi, care este foarte popular, pe care îl iubim foarte mulți și care se potrivește tuturor tipurilor de ten. Asta este un prim avantaj al lui. Și o mică paranteză aici, nu știu de ce îi se spune acid hialuronic, n-am reușit să-mi dau seama, n-am reușit să găsesc informația asta și este absolut ciudat. Este o bizară treaba, pentru că nu este un acid. Adică nu are nicio treabă cu acidul. Țin minte că într-un clip în care vorbeam de acizi sau când am făcut parcă ăla la The Ordinary, am zis că trebuie să ai grijă că e acid, dar nu e acid, da? Deci am rectificat și după aia că nu este un acid, nu știu de unde își trage numele, cert este că îl avem în organism. Organismul nostru îl produce și este una dintre cele mai importante molecule sau substanțe din industria cosmetică. La ora actuală, cam 90% din cremele și din serurile de pe piață conțin acid hialuronic. Cam toate brandurile de cosmetice s-au orientat către a integra această moleculă în formula lor, pentru că este foarte bună, este foarte eficientă în ceea ce face și pe lângă asta pot să joace cartea marketingului foarte, foarte bine. Și o să ajungem și acolo și povestim și despre treaba asta. Dar să știți că regulă generală se găsește în mai toate produsele cosmetice. Bun, voi știți că pielea noastră are 3 straturi. O să tot luăm treaba asta cu pielea și cu straturile ei, pentru că stă la baza a ceea ce ne interesează, așa că ar fi bine să vă inserați noțiunile astea de bază în memorie, da? Adică să aveți în memorie treaba asta cu pielea și cu straturile ei. Bun, știți că avem epiderma, care este asta de la suprafață pe care o simțim și care ne protejează, după care al doilea strat este dermă. Ei bine, acidul hialuronic stă la baza consolidării dermului, alături de alte două ingrediente foarte importante, care sunt colagenul și elastina. Da, deci este una din cărămizile care stă la baza fundației pielii noastre, dacă vreți să o punem așa. Și dermul este responsabil cu ridurile noastre. Există o preconcepție din asta cum că am face riduri pe pielea asta pe care o vedem, pe epidermă, ceea ce nu este adevărat. Ridurile vin din al doilea strat al pielii. Ridurile nu sunt formate, oricine ceva zice, la nivelul pielii ăsteia de la suprafață, la nivelul epidermei, pentru că epiderma are rol de protecție, are rol de carcasă, dacă vreți, de scut protector, nu are rol de a ne susține. Ei, în schimb, dermul, acolo este partea
vitală, ca să zic așa, a pielii noastre, care susține practic pielea noastră și care unde se formează ridurile, da? Și asta este iarăși un detaliu foarte important pe care o să reținem pentru mai târziu, că ne interesează foarte mult. Ca să știți, cele trei ingrediente de ziceam că stau la baza dermului, care sunt ca o cărămidă, ce susțin, ca o fundație ce susțin dermul, adică acidul hialuronic, elastina și colagenul, sunt produse de niște celule fibroblast, se numesc ele. Sunt niște celule mai speciale și ce se întâmplă în timp este că odată cu expunerea la soare neprotejată, expunerea excesivă la soare, fumatul, alcoolul, o dietă nesănătoasă, lipsa somnului, și pur și simplu factorii genetici și îmbătrânirea care intervine, în timp dermul începe să piardă din elasticitate, să piardă din volum, să piardă din capacitatea aia de a susține toată pielea noastră și atunci încep să apară ridurile. Ridurile alea de care ne ferim toate, în mod special femeile, pentru că, da, nu ne plac, și încep să apară diverse probleme, adică pierdem cantități importante de colagen, de elastină, de acid hialuronic, care nu mai susțin dermul așa de bine, nu-l mai fac atât de flexibil și nu mai îl fac să aibă atâta volum pe cât are. Țineți este că acidul hialuronic este o moleculă ubiquinol, adică are cumva aceeași structură, oarecum similară cu coenzima Q10C de care ați mai auzit, doar că sunt diferite, adică nu vă imaginați că e același lucru. Și se regăsește la majoritatea animalelor, se regăsește în majoritatea țesuturilor animalice. Bun, prima dată în preistoria acidului hialuronic a fost extras din creasta de cocoș, dacă vă bine să credeți. Da, în mod special din creasta de cocoș, pentru că acolo se află într-o cantitate foarte mare. După care și-au dat oamenii seama că trebuie să evolueze lucrurile și în momentul de față se extrage din niște bacterii. Deci acidul hialuronic pe care noi îl punem pe față și care e în creme și în seruri, se extrage din niște bacterii, bineînțeles printr-un proces de rafinare, printr-un proces din ăsta de purificare, adică nu ne punem niște bacterii pe față, să nu vă imaginați asta. Dar asta este sursa principală, ca să vedeți că și bacteriile folosesc la ceva. Acidul hialuronic este unul dintre cei mai puternici nici umectanți din industria cosmetică. Umectanți însemnând că atrage apă foarte multă către piele. Acum, treaba asta este puțin delicată, pentru că ideea e de unde atrage apă, că el nu e o sursă de apă, adică nu o să o producă niciodată, el dă sine stătător, așa că trebuie să o ia de undeva. Și treaba este de unde ia apa asta. Ca idee, să știți că are echivalentul de 1 la 1000, adică 1 gram de acid hialuronic atrage 1000 de grame de apă. Ca să știți, cam asta e compoziția. De-aia este unul dintre cei mai puternici umectanți, care atrage o cantitate foarte mare de apă. Acum, sursa apei poate să fie din atmosferă sau poate să fie din corpul nostru. Problema este când e din corpul nostru, că ne deshidratează, că ne poate deshidrata. Când din atmosferă, în ciuda multor mituri și multor trucuri din astea pe care le vedeți pe internet, acidul hialuronic își ia apa fără nicio problemă. Trebuie să fie, să ai o umiditate în aer de peste 50%. Și dacă e să verificăm acum la mine aici, stați așa, că nu vrea telefonul cu mine, să vedem care e umiditatea din atmosferă și vedeți și voi la voi acolo. Nu știu dacă vedeți, dar scrie aici 93%. Deci, în condițiile astea de umiditate, vedeți sau vedeți ring la YouTube? În condițiile astea de umiditate, nu trebuie să vă pulverizați nimic pe față, nu trebuie să vă udați fața, nu trebuie să faceți nimic. Dacă umiditatea scade sub 50%, atunci da, puteți să vă pulverizați fața cu apă. Și spun asta pentru că văd constant treaba asta și voi mi-ați atras atenția de multe ori când vorbeam de acid hialuronic și vă arătam serul și vă arătam toate alea. Umezește-ți fața! Nu este nevoie să-ți umezești fața. Eu personal n-am putut niciodată să merg pe trucul ăsta cu umezitul feței, pentru că întotdeauna mi s-a luat
serul de pe față sau crema de pe față. Întotdeauna. Deci niciodată nu l-am suportat și niciodată nu l-am înțeles și nu înțeleg cum unii oameni își dau cu apă pe față și după aia își pun serul sau acidul hialuronic, că nu merge. Dacă umiditatea este mai mult de 50% în aer, acidul hialuronic o să-și ia apă cât are el nevoie, cât poate. Da? Nu trebuie să vii cu sursă de apă externă. Când umiditatea este sub 50%, o să ia apă din pielea ta, adică te va deshidrata. Și asta este o problemă, pentru că, oricum, majoritatea suferim de deshidratare și ce face este să ne usuce și mai tare pielea. Dar contează foarte mult și molecula acidului hialuronic. Și ajungem imediat și o să dezbatem și treaba asta, dar am vrut doar să intrăm în ideea cu trucul ăsta, cu umezitul feței. Puteți să stați liniștite să nu vă umeziți deloc fața. Și încă un lucru pe care ne l-a spus unul din dermatologii de la școala de beauty vlogging. Nu trebuie să dai să pulverizezi apă, să ai ten umed când te speli pe față. Este suficient să stai în duș, să-ți faci un duș, și pielea ta se va umezi, oricum stratul ăsta cornos de la suprafață, care este în general este uscat, adică are, v-am mai zis eu că e așa ca o scoarță de copac. Sunt celulele astea care sunt uscate, astea se vor umezi, adică vor absorbi apa aia, vor absorbi aburii din duș sau din baie și este suficientă cantitatea aia de apă ca să nu trebuie să-ți mai pulverizeze apă pe față, da? Deci terminați cu astea, că nu vă ajută la nimic. Irosiți produse aiurea, dați banii degeaba pe niște produse care nu vă trebuiesc. De asta vă zic. Acum, în materie de produse și unde găsim acidul hialuronic, ar avea așa, cam trei mari categorii și să mai adăuga o a patra. Ar fi cremele, serurile, injectabilele și, cică, mai nou au apărut și suplimente. Și despre asta o să discutăm. Acum, depinde foarte mult de molecula acidului hialuronic, care este pusă în produse. Foarte multe branduri veți vedea că vor face mult push pe marketing, pe ideea de molecule. De cât de mari sunt moleculele, sau de mici sau de diferite, sunt moleculele de acid hialuronic. Moleculele de acid hialuronic se pot rafina. Procesul de rafinare este unul destul de costisitor și destul de complicat. De aia, în produsele cosmetice topice, cum sunt cremele și serumurile, nu veți găsi molecule foarte, foarte mici de acid hialuronic care să depășească zona epidermei. Deci, ca să fie și mai clar, orice produs topic, însemnând fie el ser, cremă, emulsie, ce vreți voi, toate astea nu trec de epidermă. Oricine ce va spune pe lumea asta nu este adevărat. Niciun produs topic pe lumea asta nu o să treacă de primul strat de piele. Pentru că ar trebui să intre mult prea în profunzime și pentru că ar trebui să fie o moleculă mult prea mică, care este extrem de costisitor de realizat. Și pentru ca un produs topic să ajungă în derm, ar trebui să fie de o concentrație diferită, pe care nu o putem ține într-un borcan sau într-o sticluță sau mai știu eu ce chestie de genul ăsta. Da? Deci, oricine ce v-ar spune, să știți că niciun produs minune de pe lumea asta nu o să treacă niciodată de epiderm. În cazul acidului hialuronic, cele mai multe molecule create rămân la suprafața epidermei. Nici măcar nu intră în epidermă, cele mai multe. Deci produsele care sunt accesibile, produsele care sunt la îndemână, rămân la suprafața pielii. Sunt foarte puține acele produse care au molecule mai micuțe și care vor intra undeva în al doilea strat de epidermă. Că v-am mai spus că și epiderma în sine are mai multe straturi, are vreo 5 sau 7 straturi, da? Deci și epiderma asta de la suprafață are mai multe straturi, da? La fel și dermul, mă rog, fiecare are, este subcompartimentat, ca să zicem așa. Dar produsele cu acid hialuronic, cele mai multe dintre ele rămân pe
epidermă, rămân la suprafața epidermei. Sunt unele care au, cum ar fi ăsta, cum ar fi serul ăsta de la The Ordinary, care au molecule de mai multe mărimi ca să intre în epidermă, da? În stratul de piele, în primul strat de piele, nu ajunge la derm, ca să hidrateze. Mai mult de atât în produsele topice nu veți găsi niciodată, pentru că rafinarea moleculei de acid hialuronic să ajungă în derm este foarte costisitoare, este un proces extrem de anevoios, iar în derm ajungi doar cu injectabile. Da? În derm nu se ajunge decât cu injectabile, nu o să se ajungă niciodată cu un produs topic. Astea zi în fise, nu trebuie să vă aruncați, să dați o grămadă de bani pe produse care vă promit că vă iau ridurile așa dintr-o dată, că o să vă facă, că o să vă hidrateze pielea, că o să vă... Da, deci n-are rost să cheltuiți, chiar auzeam mai mulți dermatologi spunând că n-are rost să dați mai mult de 20-30 de dolari pe o cremă, hai să zicem 70 dacă vrei să fii tu ăla extraordinar. Deci nu are rost pentru că toate fac același lucru. Îmi pare rău să vă distrug visurile, dar da, toate fac același lucru și chiar unul din dermatologii cu care am vorbit mi-a zis că cumpără de ordinary, că e mai bun ca oricare altul, că e cel mai simplu. Plus că are mai multe molecule de acid hialuronic. Deci serul ăsta cu acid hialuronic, cât e 5% sau 2% de la The Ordinary și B5, are mai multe molecule de acid hialuronic, deci intră un pic și în epidermă, nu rămâne doar la suprafață, dar îl aveți și pe ăsta de la Revox și sunt la fel de ok, da? Deci nu are rost să vă aruncați să cumpărați produse excesiv de scumpe, și aici vine treaba cu filerina, cred că începe să vă dați seama deja unde bat, nu are rost. Da? N-are rost să vă cheltuiți banii că îi dați degeaba. Îi dați pe marketing, pe branding, pe chestii aiurea, pentru că toate fac același lucru. Da? Acum, care este problema? Apare o mică problemuță legată de acidul hialuronic și hidratarea, de care vorbeam mai devreme, în contextul moleculelor ăstora de care vă ziceam. Se recomandă ca pentru persoanele cu ten uscat să folosiți un ser de ăsta sau o cremă care să rămână la suprafața pielii, da? Moleculele de acid hialuronic să rămână la suprafața pielii, pentru că vor atrage umezeală din exterior și vor ocluza pielea astfel încât să nu permită apei din celule să se evapore. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă că ocluzează? Înseamnă că creează pur și simplu o barieră între pielea ta și atmosferă, astfel încât apa din celulele tale să nu se mai evapore. Problema este dacă nu ai umiditatea aia de peste 50%, cum v-am zis. Dacă este de peste 50%, atunci e tot ok. Pentru persoanele care au tenul gras, în mod special, se recomandă să folosiți și molecule de acid hialuronic care să intre în epidermă. Cum ar fi asta? Da? O să vedeți că o scrie pe el, o scrie la descrierea produsului undeva, scrie polymolecular hyaluronic acid, adică mai multe tipuri de molecule de acid hialuronic. Adică vă orientați către genul ăsta de produse care au mai multe mărimi de molecule de acid hialuronic, pentru că în momentul în care intră molecula aia în epidermă, ajută la hidratarea mai în profunzime și asta o să ducă la o eliminare de sebum mai scăzută. Da? Și una din cele mai simple recomandări este asta de la The Ordinary. Acum, care e treaba cu serurile și cu cremele? Păi, să știți că nu e foarte mare diferența între ele. În general, cremele au o bază mai uleioasă, serurile au o bază de apă. Serurile intră în piele mai repede, fiind pe bază de apă, și fiind pe bază de apă cumva o să ajute și la hidratare mai bine, iar cremele, cele mai multe dintre ele vor rămâne la suprafața pielii sau vor rămâne pe suprafața epidermei. Da? Deci, diferențele din punct de vedere cosmetic sunt atât de mici încât și pe mine m-a șocat treaba asta, cu toate că știam. Așa, deci... Da, este indicat să faceți combinație de cremă și de ser. Ăsta e alt subiect,
dar nu intrăm foarte mult în el. Este indicat să faceți combinație de ser și de cremă, pentru că e vorba de ingrediente aici, e vorba de mai multe aspecte. Cumva ajută pielea, dar dacă vreți povestim despre treaba asta, dar nu în ceea ce privește acidul hialuronic. Adică puteți să vă rezumați la avea un ser cu acid hialuronic și crema cu altceva, puteți să vă rezumați la avea doar o cremă cu acid hialuronic, nu trebuie să le aveți pe amândouă dacă nu vreți neapărat. Atâta vreau să zic în sensul ăsta momentan. Problema la care vreau să ajung este că în momentul în care ai molecule din alea care intră la nivelul epidermei și tu nu ești hidratat corespunzător, o să te deshidrateze și mai tare. De aia s-ar putea să folosiți acid hialuronic și betenul gras și să ziceți mă face grasă. Înseamnă că tu nu ești hidratată corespunzător, molecula aia nu are de unde, nu are suficientă apă de unde să extragă, că numai din celule poate să extragă și atunci te deshidratează și pielea ta produce și mai mult sebum. Deci mare atenție la aspectul ăsta. Este obligatoriu să beți multă apă când folosiți acid hialuronic ca să nu vă deshidrateze pielea, să aibă de unde să extragă apă. Am lămurit-o și pe asta cu cremele și cu serurile, că din punct de vedere al acidului hialuronic sunt cam aceleași lucruri, da? Deci nu te ajută cu mare lucru. Un aspect însă foarte important pe care l-am aflat și eu recent de la unul din dermatologii cu care am vorbit este că acidul hialuronic este un conductor foarte bun pentru retinol, pentru vitamina C, pentru niacinamide, pentru acidul azaleic, da? Pentru majoritatea ingredientelor din astea de skincare care te ajută, acidul hialuronic este un conductor foarte bun. Adică ajută la intrarea în piele acestor substanțe și cumva le sporește efectul. Deci nu vă feriți de a face combinații de seruri de acid hialuronic cu retinol, acid hialuronic cu vitamina C, cu niacinamide, cu acid azaleic, da? Pentru că o să vă ajute, o să vedeți că efectele vor fi mult mai rapide și mult mai bune. Bun. Acum, vorbim despre injectabile, pentru că inevitabil trebuie să vorbim și despre injectabile în momentul în care vorbim de acid hialuronic. Un lucru pe care eu nu-l știam pentru că nu sunt amatoare încă de așa ceva, dar o să fiu în curând, este faptul că și injectabilele astea sunt de diferite viscozități. Au și ele molecule de acid hialuronic de diferite dimensiuni. Clar, moleculele injectabilelor sunt mult mai mici decât în cazul produselor topice, da? Deci indiscutabil. Injectabilele astea sunt și ele de diferite forme. Sunt injectabile mai lejere pentru liniile fine, sunt injectabile medii ca și viscozitate și sunt și injectabile care sunt pentru volum și care sunt mai dure, ca să spunem așa. De fapt, acidul hialuronic tratează trei probleme ale tenului, ca să înțelegeți. Textura, elasticitatea, tonusul și volumul. Poate trata toate cele trei probleme și un lucru foarte important pe care ar trebui să-l știți înainte de a vă duce la un dermatolog, și aici îmi dau seama că foarte multe persoane care se duc și-și fac injecții cu acid hialuronic nu știu sau se lasă pe mâna unui medic care habar n-are de chestia asta, le injectează compoziția greșită de acid hialuronic în o zonă în care n-ar trebui a feței. Spre exemplu, pentru zona asta de aici, nu se fac injectabile, nu se fac aici imediat sub ploapă, dar se fac aici pe linia asta ale cearpenelor, aici, în colțul ochiului, aici se folosește un injectabil cu o moleculă foarte mică, cu o elasticitate mare, o să vedeți că nu este foarte dur, este transparent. Chiar vă las în descriere un link de la un clip pe care l-am găsit în care o asistență din asta de la un cabinet cosmetic arată tipurile de injectabile pe care le folosesc ei și puteți vedea diferența dintre
de cum arată acidul hialuronic, pur și simplu. Este diferit, da, în funcție de ce ai nevoie. Îmi dau seama că multe persoane fac greșeala de a-și injecta în buze acidul hialuronic care este destinat pentru pomeți, pentru volum. Acidul ăla are și ceva calciu în el și o să vedeți că este și diferit la culoare ca de celelalte. Și îl injectează în buze și de-aia au buzele alea mari cu, de multe ori cu broboane așa prin ele, pentru că ăla nu este destinat buzelor, da? Deci contează foarte mult țesutul în care îl injectezi, pentru ce anume îl injectezi, pentru estomparea de riduri, pentru volum, pentru hidratare, pentru textură, sunt diferite toate astea, dar am rămas surprinsă și eu că habar n-aveam. Eu credeam că te duci acolo și pur și simplu bagă o seringa și gata, s-a terminat. Dar nu, procesul este mult mai complex și ar trebui să vă informați foarte bine dacă vă bate gândul să vă faceți injectabile, fiindcă nu orice injectabil merge oriunde. Pentru cine nu știe, injectabilele ar trebui să vă țină între 9 luni și 2 ani, în funcție de sigur de zona în care ați injectat produsul, în funcție de nevoile voastre, în funcție de organismul vostru și mai ales în funcție de cât de bine vă hidratați, pentru că chiar auzeam un medic dermatolog vorbind, un cosmetician de fapt, vorbind despre faptul că foarte multe persoane vin, își fac injectabile și un injectabil care ar trebui să le țină 2 ani de zile, le ține 6 luni, pentru că nu se hidratează. Și atunci acidul ăla n-are de unde să-și tragă apă și imaginați-vă molecula de acid hialuronic ca pe un burete. Un burete din ăla, știți, bureții aia natural de găseam nu, când eram copii peste tot, bureții aia natural, în momentul în care îi luai și îi băgai în apă, se expandau pur și simplu. Ei, cam așa e și molecula de acid hialuronic în injectabile, cel puțin, da? Se expandează, de-aia dau volum. Dar ca să se expandeze, ca să crească, să-i crească volumul, să ajungă la 1000 de grame, trebuie să-i dai apă. Că dacă nu-i dai apă, nu o să faci nimic. Mai este o prostie pe care o aud într-una, că înainte de a te da cu cremă sau cu nu știu ce ser, cu acid hialuronic, trebuie să bei 2 pahare de apă. Voi credeți că apa aia pe care o bei atunci repede, o bagi, dai pe gât așa, ajunge imediat în piele? Nu. Nu. Apa ajunge mult mai greu în piele decât vă imaginați, da? Deci pentru a ajunge apa în piele, trebuie să beți apă constant în fiecare zi. Nu mi-ajunge să bei 2 pahare de apă dimineața și după aia toată ziua stai la soare ca floricica. Nu. Deci trebuie să beți apă constant ca să ajungă apa aia în piele, da? Să existe un flux, o circulație a apei în organism ca să ajungă. În plus de asta, încă un aspect legat de apă, dacă tot am deschis subiectul ăsta, este că mulți au impresia că e ok să torni pe gât așa un litru de apă ca să faci norma de 2 litri. Nu este ok. Apa trebuie băută cât o guriță la 5 minute, dacă vreți să beți, sau câteva guri odată când ți-e sete la 5 minute. Nu se bea niciodată apă în cantități mari, că iarăși aud pe aia cu bea un pahar de apă înainte de a lua nu știu ce vitamine. Aiure, nu o să facă nimic aia, o să se ducă, pentru că apa nu se oprește în stomac, în primul rând, se oprește o cantitate mică de apă în stomac, apa se duce direct în intestinul subțire. Și ducându-se în intestinul subțire, ce face este să ajute la transmiterea vitaminelor, mineralelor, la fluxul sanguin și așa mai departe, da? Deci apa, când o bem, se duce direct în intestinul subțire. Din intestinul subțire se duce mai departe, pentru că nu stă în organismul nostru foarte mult. Problema e când bei o cantitate foarte mare de apă, este că nu mai apucă să facă tot circuitul ăla de a transmite minerale, vitamine și așa mai departe în intestinul subțire și trece foarte repede și ia cu ea toate vitaminele și mineralele pe care le băgați din suplimente. Și că veni vorba de suplimente, au mai apărut pe piață niște minuni cu acid hialuronic. Și mulți zic că vai, ce face pielea frumoasă și nu știu ce. Nu o să vă facă niciodată suplimentele cu acid hialuronic, nu o să vă facă pielea frumoasă, pentru că acizii din stomac, acidul gastric din stomac, distruge molecula de acid hialuronic. Deci, în momentul în care ai înghițit o pastilă care zice că are acid hialuronic, ia-o și duci la baie.
da? Pentru că nu îți face nimic efectiv pentru piele. Este disusă de acidul din stomac. Încă un lucru foarte important de reținut aici, că tot veni vorba, organismul nostru produce niște enzime care descompun molecula de acid hialuronic. De asta nu ajunge să-ți pui acid hialuronic odată pe zi, odată la 5 săptămâni, să zicem, da? De asta nu ajută. Pentru că perioada ei, perioada moleculelor de acid hialuronic pe tenul nostru, pe fața noastră, în pielea noastră, este de, vorbim de produse topice aici, da? Când aplicăm produse topice, nu de injectabile, perioada este de 24 până la 36 de ore. Cam atât a rezistat o moleculă de acid hialuronic în pielea noastră sau pe pielea noastră, da? Deci nu ajunge să-ți aplici acid hialuronic astăzi și să zici, mamă, ce hidratată sunt și gata, mi-a hidratat pielea pentru 6 vieți de acum încolo. Nu. N-ajunge. Dacă ce poți face este să aplici și dimineața și seara și atunci nu mai intri în fereastra aia, da? Pentru că sunt niște enzime în celulele noastre, secretate de celulele noastre, care descompun acidul hialuronic, descompun molecula de acid hialuronic și după 24 de ore nu își mai face efectul, că nu mai există, este pur și simplu descompusă. Așa că la ce poți să faci este să aplici și dimineața și seara, ca să ai un flux constant de acid hialuronic în piele. Repet, pentru cine n-a înțeles de la început, produsele astea topice îți îmbunătățesc aspectul epidermei, îmbunătățesc felul în care arată ea, felul în care se vede, textura ei, te ajută cu ea, dar atât, da? Să nu vă imaginați că o să vă scape de riduri. Deci nu o să mă scape niciodată de ridurile astea, mai ales că astea le-am de la 2 ani, nu o să mă scape niciodată de ele. Dar ajută la felul în care arată pielea mea, da? Mi ajută pielea să nu se mai descoameze atât de repede, să nu mai fie atât de uscată, să nu mai simt așa de zgrunțuroasă. Și de asta este unul din produse, din ingredientele mele preferate. Bun. Asta zi-mi fise, eu cred că v-am dat suficiente informații pentru săptămâna asta legată de acid hialuronic. Chiar mi-aș dori foarte tare ca informațiile astea să vă ajute și aș vrea să știu care sunt părerile voastre și să-mi spuneți de asemenea despre ce ingredient ați vrea să vorbim data viitoare. Dați un like și un share, nu uitați să vă abonați, dacă nu ați făcut-o, abonați-vă și la newsletter. Veniți și pe Instagram că vorbesc acolo în fiecare zi cu voi. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao. Așa fie.